convocat ședința ordinară în luna iulie. Vreau să supun votul numărat de procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă l-ați studiat și dacă sunteți de acord cu procesul verbal. Cine pentru? Împotrivă? Abține? Nu am invitat eu. Da. Doamna președinte, aveți ordine. Trecem astăzi, bună ziua, întâi de toate. Trecem să enumerăm punctele de pe ordinea de zi. Primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 3 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ungureni pe trimestrul 2 al anului 2023. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind folosirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local Ungureni pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare. Și un punct suplimentar. Proiectul de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității organizării la nivel local al procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României pentru perioada 2023-2026. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nimeni. Pentru primul punct, doamna contabil, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 3 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Bună ziua. Având în vedere legea bugetului de stat pe anul 2023, în conformitate cu prevederile articolului 129, aliniatul 1, aliniatul 2, litera B, coroborat cu aliniatul 4, litera A, și articolul 196, aliniatul 1, litera A, din codul administrativ, se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli numărul 3, după cum urmează. Majorarea venitorilor la indicator 070201, impozit pe terenul de la persoane fizice, cu suma de 10.000 de lei. Majorarea venitorilor la indicator 070203, cu suma de 10.000 de lei. Majorarea venitorilor la indicator 160201, TMT, persoane fizice, cu suma de 10.000 de lei. Majorarea venitorilor la indicator 3308, venituri de prestări servicii, cu suma de 15.000 de lei. Majorarea venitorilor la indicator 350102, cu suma de 5.000 de lei. Majorarea venitorilor la indicator 4234, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzire locuințe, cu suma de 29.000 de lei. Majorarea venitorilor la indicator 4265, finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu suma de 79.730. Majorarea cheltuielor cu suma de 1.300 de lei la capitolul 510103, titlul 200102. Majorarea cheltuielor cu suma de 33.569.000 de lei la capitolul 510103, titlul 200130. Majorarea cheltuielor cu suma de 22.500 la capitolul 510103, titlul 200530. Majorarea cheltuielor cu suma de 10.000 de lei la capitolul 510103, titlul 710130, aferent investiției BASIC. Majorarea cheltuielor cu suma de 30.000 de lei la capitolul 670307, titlul 710101, aferent investiției Modernizare, Renovare și Eficientizare Cămin Zlătari. Majorarea cheltuielor cu suma de 10.000 de lei 98 la capitolul 670307, titlul 850102, aferent investiției Modernizare, Renovare și Dotare Cămin Cultural Botești. Majorarea cheltuielor cu suma de 50.000 de lei la capitolul 6750, titlul 200130. Majorarea cheltuielor cu suma de 24.650 la capitolul 680502, titlul 10.0101. Majorarea cheltuielor cu 80.000 de lei la capitolul 7050, titlul 200130. Majorarea cheltuielor cu suma de 35.700 la capitolul 7050, titlul 710130, aferent investiții, stații de reîncărcare vehicule electrice. Majorarea cheltuielor cu suma de 12.000 de lei la capitolul 7050, titlul 710130, aferent investiției, centru persoane vârstnice. Majorarea cheltuielor cu suma de 50.000 de lei la capitolul 740502, titlul 2002. Diminuarea cheltuielilor cu suma de diminuarea cheltuielilor cu suma de 25.000 de lei la capitolul 610105, titlul 200130. Diminuarea cheltuielilor cu suma de 5.300 de lei la capitolul 510103, titlul 200101.
din onoarea cheltuielor cu suma de 5.000 de lei la capitolul 510103, titlul 200108. Diminuarea cheltuielor cu suma de 569 de lei la capitolul 510103, titlul 850101. Diminuarea cheltuielor cu suma de 20.000 de lei la capitolul 5450, titlul 500400. Diminuarea cheltuielor cu suma de 50.000 de lei la capitolul 6105, titlul 100101. Diminuarea cheltuielor cu suma de 24.650 la capitolul 680502, titlul 100204. Diminuarea cheltuielor cu suma de 100.000 de lei la capitolul 7050, titlul 710130, aferent investiției, înființarea sistemului public de canalizare. Diminuarea cheltuielor cu suma de 20.000 de lei la capitolul 7050, titlul 710130, aferent investiției plus proiecte. Trecerea cheltuielor la capitolul 840502 din trimestrul 4 în trimestrul 3 în valoare de 47.000 de lei. Ultimul punct, modificarea listei obiectivelor de investiții cu investițiile menționate anterior. Mulțumesc! Cine este pentru? Împotriva, abține. Mergem la proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mărieni pe trimestrul 2 al anului 2023. Da. Având în vedere prevederile articolului 129, alineatul 1 și alineatul 4, litera A, din nou G, numărul 57, din 3 iulie 2019, privind codul administrativ, se propune aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli trimestrul 2 pentru anul 2023 cu următoare rezultate. Venituri proprii. În plan realizat, în plan de realizat, 507.733 de lei, realizat la sfârșitul semestrului 1, 402.692,22. Cote de falcate din impozitul pe venit, în plan 302.500, realizat 306.297,81. Sume alocate în cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în plan 375.000, realizat 397.469. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean, în buget 372.000, realizat 412.036. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunelor, indicator 11.0202, în plan 1.078.000, realizat 809.800. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, 11.0205, în buget 228.000, realizat 111.930. Subvenție la bugetul stat pentru acordarea ajutorului de încălzire, în plan 50.000, realizat 78.928. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, în plan 0, realizat la sfârșitul trimestrului 79.730. Sume alocate din bugetul AFIR, în plan 0, realizat 49.712,62. Per total, în bugetul anului 2023, la total venituri, avem suma de 3.795.233 și suma realizată la sfârșitul semestrului 1, 3.530.495,65, un procent de 93%. Ca să nu mai stau să mai citesc toate astea, la cheltuieli, ceea ce privește cheltuielile, în buget avem cheltuieli de 4.246.210 și cheltuieli efectiv realizate la 30.06.2023 de 3.122.662,68, un procent de 74%. Mulțumesc! Cine este pentru? Împotrivă, abține. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind folosirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local Mureș pentru asigurarea cheltuielor de funcționare. Doamne, da. Având în vedere articolul 15, aliniatul 2, articolul 120 și 121, aliniatul 1 și aliniatul 2 din Constituția României Republicată, articolul 3, articolul 4 și articolul 6, paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, se
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate, se propune aprobarea deblocării sumei de 20.000 de lei din fond de rezervă la dispoziția Consiliului Local Ungurean. Articolul 2. Se aprobă diminuarea prevederilor bugetare la subcapitolul 54.50, fondul de rezervă la dispoziția autorității locale cu suma de 20.000 de lei și se propune majorarea prevederilor bugetare la capitolul 510103, titlul 200130, cheltuieli materiale, cu suma de 20.000 de lei. Vă mulțumesc! Cine este pentru? Și punctul suplimentar, proiect de hotărâre privind asumarea de responsabilități organizării la nivel local la procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României pentru perioada 2023-2026. Domnișoara secretar? Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României pentru perioada 2023-2026. Pe scurt, este vorba despre programul Cornul și Laptele. Având în vedere situația logistică și implicațiile financiare, nu ne putem asuma la nivel local această procedură și va fi demarată de Consiliul Județean Bacău. Mulțumim. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Mulțumim. Asta este tot pentru ziua de astăzi. Mulțumim pentru prezență. Mulțumesc.